În urma unei anchete, Curtea de Conturi a României a descoperit dispariția, a numai puțin de 226 22, de lucrări de artă din Ministerul de Externe. Aceste lucrări au fost împrumutate de-a lungul timpului de muzeul de artă, urmând să fie restituite valoarea. Doar de inventar, nu valoarea reală a acestor lucrări dispărute, numai din Ministerul de Externe, este de 9,3 milioane de euro. Atenție, însă, încă o dată este vorba doar de valoarea de inventar. Și, din nou, atenție, pentru că atrag atenția cu această ocazie, că Muzeul de Artă a împrumutat și alte instituții ale statului cu opere de mare valoare, care nici alea nu se mai regăse. Și guvernul a primit asemenea opere și Ministerul de Interne și Ministerul Sănătății și așa mai departe. Ambasadele, atenție, în mod direct, nu neapărat prin Ministerul de Externe. Este un jaf organizat și cred că tot în mod organizat trebuie să-i punem cumva stabilă.